Virusul COVID-19 a tuns la zero și bugetul frizerilor. Tot mai mulți oameni se îngrijesc acasă pentru că saloanele de înfrumusețare s-au închis. Asta înseamnă venituri pe minus, viitor incert în așteptarea timpurilor mai bune. Pandemia nu i-a ferit nici pe cei care lucrează în domeniul de make-up, unde veniturile scad de la o zi la alta. Fără evenimente, fără programări și fără clienți, este șirul de probleme care pune pe butuci afacerea mehedințenilor care activează în domeniul de beauty. Mai exact, vorbim despre hairstyliști și make-up artiști. Pentru aceștia urma o perioadă în care veniturile creșteau substanțial, dar din cauza pandemiei de coronavirus s-au anulat toate programările pe care le aveau în plan, pentru că nici evenimente nu mai sunt. Se anunța o perioadă foarte profitabilă pentru noi acum imediat după Paște, deoarece doamnele și domnișoarele urmau să vină să se aranjeze pentru diferite evenimente. Desigur, noi mai avem și clientele noastre săptămânale care veneau la aranjat, la spălat pe cap, la tuns, la vopsit, care erau clientele noastre fidele de altfel și, din păcate, nu putem să le mai facem nici pe dânsele, nici pe celelalte care aveau nevoie pentru evenimente, deoarece și evenimentele s-au anulat, nici noi nu mai putem să lucrăm și o să ne revenim cam greu din perioada aceasta. Cred că va dura chiar mai bine de 3-4 luni până să ne revenim și noi normal la modul de lucru. Din pasiune pentru machiaj mi-am deschis și o afacere, o afacere care acum este pusă în pericol din cauza pandemiei. Fiind activitatea suspendată, normal că și programările au fost anulate. Eu știu că este un moment greu, că nu doar eu mă confrunt cu această problemă. Toți cei care activăm în domeniul de beauty ne bazăm pe evenimentele din perioada verii. Însă acum vom fi nevoiți să așteptăm să treacă această pandemie, iar odată cu încetarea ei să începem și noi încet, încet să ne revenim la normalitate. Multe dintre doamnele și domnișoarele rămase acasă spun că acum sunt nevoite să se aranjeze singure, iar despre evenimentele la care erau invitate în această perioadă nici nu se mai pot gândi. Pentru o femeie e important să se aranjeze, dar cu nebunia asta toate saloanele sunt închise. Nici măcar unghiile nu ai unde să le pui. De genii nici nu mai vorbesc. Chiar zilele astea mă sunase fata la care mă machiez eu de obicei să mă întrebe dacă rămân valabile programările pe care le făcusem cu aproximativ 3-4 luni înainte. Dar au trebuit anulate, deoarece banchetul nu mai facem, aveam și două evenimente a căror dată s-a decalat vreo 2 ani. Cu ocazia asta mai vedem și noi femei naturale. Fără îndoială că fiecare pandemie produce pagube în mediul economic din întreaga lume. Nu numai că scade cererea de servicii, dar apar și probleme privind livrarea produselor, iar fiecare companie trebuie să se adapteze rapid la schimbări și să găsească modalități noi prin care să-și continue eficient activitatea.